Bine v-am regăsit! Sunt Ada și vă aduc recomandările City pentru astăzi. De la ora 20:35 la Grand Cinema Enmore rulează filmul The Boss. Melissa McCarthy este Michelle Darnell, un titan al industriei care este trimisă la închisoare după ce este arestată pentru utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale. Când este gata să se reinventeze ca cea mai recentă vedetă a Americii, descoperă că nu toată lumea pe care a păcălit-o este gata să uite și să ierte. What's girl on girl stuff? Something you're gonna dabble with in college, but not stick with, not, you know? Don't tell her. Unless you're Hannah. I think it's gonna fit you like a glove. Don't call it a comeback! Okay, Crystal, what do we say if somebody doesn't want to buy? Buy my brownies or I'll kill you. Don't say that, Crystal. This is where dandelions sell. Bitch. De la ora 21, un club control urcă pe scenă Pinholes, o trupă ce îmbină elemente de rock alternativ, grunge și trip-hop. Activitatea trupei a început în 2011, iar albumul de debut, intitulat Smey, a fost lansat în 2013. Pinholes au cântat la evenimente precum Street Delivery Iași, Zilele Prieteniei Bergenbier și Zilele Nordului și au apărut în diverse emisiuni de televiziune. De la ora 22:30, pe scena Berăriei H urcă Delia în show-ul The Essence of Deliria. După desfințarea trupei NND, Delia a avut o continuă ascensiune în cariera solo, dovedind că este o prezență importantă în industria muzicală din România. Spectacolul The Essence of Deliria se anunță a fi incendiar, artista pregătind publicului o seară plină de imaginație, muzică, surprize și invitați speciali. Acestea au fost recomandările City. Rămâneți cu YOLO pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!